la apucând de treabă? Da, sperăm de săptămâna asta să începem activitatea. A trecut o perioadă lungă și copiii trebuie ținuți, și aia mici, și aia mai mari, trebuie ținuți în priză, pentru că, mai ales în perioada vacanței, nu au școală și ar veni ca un ajutor și pentru părinți. Fără îndoială. Știu ce am aflat eu de pe surse, cum spune unui gazetarii, că între timp s-a mai antrenat cât de cât. Da, au avut programe individuale de pregătire. Cei care chiar și-au dorit s-au pregătit mai bine, sunt care nu s-au pregătit cum trebuia, dar noi ne-am făcut datoria și le-am trimis programe de pregătire individuale care le puteau face și acasă și oriunde în parc, deci n-au fost probleme din punctul ăsta de vedere. Ei bine, acum veți vedea la prima reunire a lotului, veți vedea care a fost serios și care nu. Da, teoretic, nu începem noi direct cu teste, începem cu acomodare ușoară, cu alergări, cu îndemânare. O să trebuiască să ne adaptăm la situația actuală, să folosim toate mijloacele necesare pentru a fi sănătoși și de-aia o să ne descurcăm. Campionatul național de juniori se va continua sau s-a încheiat deja? Campionatul 2019-2020 s-a încheiat. S-au dat diplome de participare. Probabil o să fie trimise în următoarea perioadă pentru toate echipele participante. Nu s-a făcut nicio ierarhizare și urmează să ne pregătim pentru campionatul național 2020-2021. Ei bine, cei care au fost campioni timp de 4 ani de zi sau 5 ani consecutiv? Nu, au 3 ani. 3 ani, da, în 2017, 2018 și 2019. Vorbim de categoria under 18, copii născuți în 2002. Anul ăsta erau tot pe locul întâi. Aveam un singur meci egal acasă cu Baia Mare. Eram la 2 puncte față de locul 2, CSM București. Într-o discuție cu toți reprezentanții echipelor și cu staful federației, s-au discutat mai multe variante de terminare a campionatului. Se pare că toate echipele au hotărât să se termine campionatul doar cu diplome de participare. Noi am fost de altă părere. Era o chestie foarte frumoasă și pentru palmaresul clubului nostru. Bine, nu știam, Doamne ferește, nu puteam să vorbesc înainte despre meciurile care nu s-au disputat. Puteam să le pierd pe toate, puteam să le câștig pe toate, era o mulțime de variante, dar ne-am fost pregătit chiar din ianuarie, de pe 10 ianuarie până pe 12 martie, când s-a asistat pregătirea, chiar am tras de băieții ăștia tare și ei au răspuns bine, a fost o pregătire, pot să spun că cea mai bună pregătire fizică pre-sezon care am avut-o până acum. Acea perioadă extraordinară pe care ați petrecut-o în Noua Zeelandă, ce ați învățat acolo? Cât de mult ați aplicat aici pe teren la Gura Comorului? Da, anul trecut am avut onoarea de a participa la Academia International Rugby Academy of New Zealand o săptămână. A fost un proiect pus în mișcare de Ovidiu Fer de la București, unul din mentorii programului care l-avem noi cu Fundația Teaud România, și împreună cu doi antrenori și 9 copii din țară și din străinătate, am stat o săptămână în Noua Zeelandă. Multe chestii care noi le credeam că le știm, ei le fac altfel. Da. Și le iese bine. Da, le cam iese bine, da. Aveau eu o vorbă, nu spunem că noi avem dreptate absolută, dar noi așa facem. Da. Și pun multă bază pe îndemânare, pe mobilitate, pe jocul în viteză. Joc în viteză, pe pasele lungi, pe pasele speciale, și multe chestii. Multe da, chestii. Și pe improvizație, am văzut programul pe care l-ați avut acolo, era infernal, dimineața până seara. Da, aveam și zile în care cursul începeau la 6 dimineața, termina la 10 seara, cu pauză de masă nu foarte mare, cu pauze de cafea nu foarte mari. Și a fost, pe general, o săptămână în Academie și o săptămână în Noua Zeelandă, că am fost o săptămână înainte și am reușit să vedem și viața în Noua Zeelandă și tot ce implică activitatea asta rugbistică la ei acasă acolo. Ceva extraordinar, poate ne mai întâlnim în viață, poate nu, dar oricum am avut de învățat.
Am registrat, ne-am notat, am încercat să furăm, rămânește, să furăm cât mai multă informație și să încercăm să o aplicăm pe copiii noștri. Ce facem cu lotul mare? Ce facem cu clubul de rugby? Cu ACS-ul, da. Da, cu Rugby Clubul Rahmolului. Deocamdată suntem în așteptare. Ni s-a propus un program de reîncepere a returului, să spunem, a campionatului 2019-2020. E posibil? Din punctul nostru de vedere, nu. Sunt niște cerințe care sunt ieșite din comun pentru clubul nostru. Poate. Hai să spunem ciudate. Nu ciudate, sunt normale, dar pentru cluburi care își permit, care au buget. De exemplu, doar testările PCR ajung undeva la 50.000 de lei pentru 30 de jucători. Deocamdată așteptăm să vedem cum se tot bugetul pe un an de zile, nu? Nu chiar, dar aproape, da. Așteptăm și noi să vedem cum se dezvoltă situația asta în România și ce o să se mai întâmple. Noi am trimis o cerere prin care să se termine campionatul 2019-2020 la seniori, să ne focusăm pe nouul campionat, să vedem cum... După sistemul ăsta de a îngheța campionatul, nu? Da,